Bună dimineața, Lili! Bună dimineața, iubii! Avem ceai tu în mână, Ganoderma, Lucidum, sau Da. cum mă bâlbâi, mereu mă bâlbâi, găsit la noi în pădurile de foioase. Da. Ia uitați-o cât este de naturală și frumoasă. Da. Mare. Cei și interesați, noi avem și o pagină, Ribul Boletus, cele mai bune ciuperci ale pădurii, și același fel se cheamă și grupul nostru unde ne găsiți. Mai și comercializăm această ciupercă, dar nu tot timpul. Asta este extrem de frumoasă, Da. este o raritate, chiar este cea mai mare care am găsit-o până în prezent. Dacă vă gândiți să faceți un tratament pe bază de această ciupercă, nu luați chinezării pastile cu rugumiș, că nu știu în ce măsură găsiți Gaoderma în ele. Nu vreau ca să fac o reclamă rea, dar în majoritatea ce produc chinezii și ce este pe piața farmaceutică, medicina naturistă lasă de dorit, chiar și firmele mari nu își respectă nici măcar în proporții de 50%. Cel mai bine ori o găsiți dumneavoastră în pădure sau, cum să zice, la noi culegătorii, cu toate că și noi suntem destul de scumpi și n-am vinde pe timer ce dăm omului din natură pentru un remediu care se cunoaște, care caută pe internet. Gaoderma se folosește în foarte multe remedii. Este o ciupercă destul de rar întâlnită. Noi am avut ocazia să o găsim asta foarte întâmplător de zeci, sute, poate chiar nu am zis, zice mii chiar de kilometri, dar zeci, sute de kilometri colindând pădurile de foioase de la noi din zonă. Chiar dacă e într-o zonă restrânsă, e posibil să mai fie, dar se găsește destul de rar. Și, dragi prieteni, dacă vreți să urmăriți pagina noastră de YouTube, Alex Vizureanu Zamfirache, și dacă vreți să dați un like, venim cu mai multe informații și despre, nu numai despre Ganoderma, și despre alte ciuperci medicinale foarte bune și foarte la îndemâna oricărui om care cât de cât are acces la o pădure din zonă. Ce să vă zicem mai mult? Acesta a fost filmulețul nostru. Liliana este în pijamale, că l-am făcut acum dimineața. Ne-am gândit când am făcut filmulețul, am găsit-o pe 25 septembrie, azi suntem în 27, e ziua lui mama. Mama, fiind și ea foarte bolnavă, fără doar și poate, chiar refuză, a băut două căniți cu cafea de Gaoderma, acum este plecată. Ea are o tumoare ereditară pe partea dreaptă, 68 de ani, e foarte greu. E chiar foarte greu, nu se poate opera și am încercat să o convingem, dar de multe ori nu putem să facem împotriva voinței ei, are o vârstă și au consumat două căniți ieri și alaltăieri. Și cred că o să consume în continuare, nu o plecată de acasă. Acum ce să vă mai zicem? Sunt o grămadă de ciuperci medicinale pe pădurile de foioase din România, chiar și de conifere. Găsim multe, chiar foarte multe, la îndemâna oricăruia care, poate, Doamne ferește, într-un impas și medicamentele din ziua de azi, chiar și cele mai scumpe lasă de dorit și cele mai scumpe poate nu vă puteți atinge pentru un sistem imunitar bun și crescut, o Gaoderma. O ciupercă și chiar și hribul de pădure în alimentația și în general toate ciupercele comestibile. Aveți grijă mare la ciuperci comestibile. Când spun comestibile, trebuie să vă bazați pe toate indiciile și să știți sigur că acea ciupercă este comestibilă. Că, Doamne ferește, vă faceți rău cu mâna voastră cu o simplă ciupercă amestecată cu celelalte, deci și la culegători o mare atenție și să fie foarte atenți la detalii, din cauza că înseamnă foarte mult detaliile. Și Liliana știe treaba asta, că noi și noi suntem la început, învățăm, bine, știm o gamă foarte largă, dar ele sunt câteva zeci de mii și avem timp să învățăm tot și tot prost cred că murim, că asta este situația noastră de viață, învățăm.
Și ce să vă zic, dragi prieteni, și de pe YouTube, de pe Facebook, vă urez o zi binecuvântată de 27 septembrie 2018. Liliana și în pijamale. Vă așteptăm cu întrebări despre ciupercile de pădure în general, despre Gaudermaș, despre alte ciuperci, poate care nu le cunoașteți. Noi suntem aici la altă pagină legați, dar ne găsiți dacă ne găsiți pe Facebook, de acolo discutăm mai multe. Vă dorim o zi binecuvântată, Doamne ajută! E o vreme frumoasă afară, cred că și azi poate întindem pe la ciuperci, dar avem de strâns via. Mai trebuie și vinuț pe lângă o gaoderma, o cafea cu gaoderma, un vinuț, o friptură de rață și uite așa e viața la țară. Doamne iartă-ne! E cam grea, știi, viața la noi la țară, dar ce să facem? Mai este și muncă, dar toate fără muncă, deci nu se poate. Fără muncă nu ai niciun rezultat. O zi binecuvântată. Știu că miroase foarte frumos. Noi am și consumat din ea, dacă se vede aici pe colțul ăsta, nu prea ne trage inima să o consumăm, că e aia așa de frumoasă și nu știm când am să mai găsim așa ceva, sunt rarități, din păcate. Și chiar cele de care le cultiv, ei, însemn, nu știu, habar n-am, le fac din plastic, din ce, ea e naturală, găsită pe 25 septembrie. Bine, o zi binecuvântată, că lungim vorba. Așa că eu vorbesc cel mai mult, Liliana mai mult tace. Și vă așteptăm cu întrebări, sugestii și sfaturi. Cu ce ar mai trebui să venim pe pagina noastră, oricum, am făcut-o mai mult pentru informare, distracție și ca să avem și noi amintirile, să nu le stocăm pe dispozitive care s-ar putea la un moment dat strica și nu le mai putem recupera. Deci o zi binecuvântată și Doamne ajută! Nu, nu, nu.